Aș vrea să faceți o precizare sinceră. Da. În discuția cu Dionisia Florai, da, domnul Florai nu v-a întrebat ce anume îi oferiți. Deci nu v-a cerut și nu v-a întrebat niciun moment ce anume îi oferiți. Și vă rog foarte mult... Întrebarea a fost în sensul cum vedeți acest sprijin sau ceva de genul ăsta. Este cu totul altceva. I-ați făcut o propunere directă, da, i-ați cerut direct, da, să vină alături de dumneavoastră, corect, și să transmite electoratului care, da, l-a ales să vă voteze pe dumneavoastră. Corect.